Hello, hello! Salutare la toată lumea bună și bine ați revenit la un nou live pe Daisy! V-ați prins! Astăzi, oameni buni, o să fie mai scurt live-ul, cred că undeva la 2 ore, 3 maxim. Iar eu vă invit să mergem să căutăm loot pe hartă. Dar înainte să mergem să căutăm niște loot pe hartă, trebuie să văd dacă pot să mai vând niște arme care nu am reușit să le vând ieri. Am fost la Black Market, am făcut o registrare de acolo, sper să am timp să o urc pe pagină. A fost ceva interesant, deoarece am lăsat câțiva playeri să treacă, adică nu i-am împușcat, puteam să-i împușcăm, dar i-am lăsat să treacă. Să salutăm aici jucătorii. Bun. Hai să mergem la magazin. Pentru 1500. No. Nu are rost să le vând. Mai bine le țin prin bază, pe acolo, să-mi ocupe spațiu. Că mergem să mai luăm o barcă. Mai luăm o barcă că trebuie să ajung la bază întâi. Au un elicopter. Faza este că pot să cumpăr decât unul din astea două de aici. Nu, hai că luăm o barcă, că s-ar putea ca unul din ăla să nu pot să-l parchez în garaj. Ce barcă să luăm?
Am una din asta. Fine. I just been up here to sell some weapons from some AI run, and then I forgot my normal weapon in the base, so that's great. No, cred că luăm tot una din asta rapidă. Vă zic că e barca. Salutare, salutare Ionuț! Ionuț, mersi frumos de apreciere! Am rămas ieri în zona aici. N-aveam cu ce să mă întorc înapoi. Deci trebuie să mă duc să caut detonatoare.
am nevoie de o grămadă de detonatoare. Până în weekend aș vrea să pregătesc explozibilul. Ca în weekend să mergem la raidat. Da. Asta ar fi intenția. Să mergem să bubuim ceva. Ăsta ar fi planul de weekend. Mamă, nu-mi plac distanțele astea mari cu barca, nu prea-mi plac. Păi și ce faci când mergi la Mare Ionuț? Cum te descurci?
nici eu n-am văzut de prea multe ori, am văzut că, nu știu, cred că de două ori am văzut-o până acum. Odată în 2017, parcă, odată în 2021. Îmi pare rău să aud, Ionuț. Oh, steagul lăsat un pic în jos. Îmi trebuia mai multe din asta.
Nu știu de ce am impresia că mai aveam niște ăsta, cum îi spune. Îmi lipsește o cutie de lemn. Ce brânzică am făcut cu ea?
Plus că zburam spre Area 42. Aduceam un PPT.
Mama, era să mă duc în apă. Vor moare și la garajul ăsta aici. A, văd un jucător jos. Nu mai coboră. Deci nu găsesc pe aici. Este un singur electrical la o mașină.
Hai că lipsesc un pic oameni buni. Revin. Pauză.
zise că o să joc 2-3 ore, dar cred că joc atât. Bun, hai să continuăm să ne mai uităm de planșe secții de poliție să vedem dacă găsim detonatoare și electrical. În mod normal se găsesc la secțiile de poliție și mașini de poliție. Dacă ne ducem în partea asta încolo. Cred că ne oprim întâi la rulote aici.
Cardul la Pokémon nu se poate lua de acolo. Terenul de fotbal unde joacă zombii fotbal. Oh, găsirăm un detonator. Unde era băgat? Mai sunt niște mașini de poliție aici. Ne uităm și la astea și după ne luăm zborul. A
mă, domn Brânză. Ia uite tu. Ce? Te băgăm să mănânci un pic? Dacă zburăm spre bază, oameni buni, că eu și nu prea în stare de easy, cum s-ar zice. Ar fi vrut să lutez toată zona asta pe aici, dar
Hai să facem o aterizare ca în filme. Nu opri motorul, shit! Uite, ai să opresc motorul. Deci uita să-mi opresc motorul. Trebuie să punem ghilii repede pe noi. Oi, mă, cam atât. Cam atât cu live-ul de astăzi. Încheiem de aici, de la peretele cu armament. Ne vedem în următorul live. Aveți grijă de voi și nu uitați să zâmbiți magic. Și bineînțeles, mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și astăzi pe un live scurt. Pa, pa!